Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache, mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre problema căzăturilor de la îndreptări. Cred că știți că nu sunt mare fan îndreptări, cel puțin genul ăsta de îndreptări. Înțeleg îndreptările românești, îndreptările cu picioarele drepte, în contextul culturismului, dar mi-e foarte greu să înțeleg îndreptările din powerlifting în contextul culturismului. Nu judec, nu e treaba mea, nu fac eu programele oamenilor cu îndreptările astea și nu fac acest video ca să încerc să-mi justific alegerea de a nu face îndreptări. Alegerea mea n-are nicio legătură cu ce se întâmplă în video ăsta. Vreau doar să vă arăt niște cazuri interesante. Nu știam dacă știți că se poate întâmpla așa ceva. Haideți să vedem împreună imaginile, după care o să vă dau explicația problemei și soluționarea. Totul pare ok, execuția corectă. A terminat, a lăsat-o jos. Bum, au durat 2-3 secunde și a căzut. Văd că e cu capul sprijinit de ceva, dar nu realizez dacă s-a și lovit în timp ce a căzut. Același tricou roșu, tricou roșu aduce ghinion. Probabil asta e cauza. O ridică cu greu, s-a înroșit la față, tensiune. Și s-a înmuiat. Nu se panichează nimeni pentru că treaba asta se întâmplă destul de des, mai ales pe la competiții, unde se întâmplă eforturi maximale. 1, 2, 3, 4. Wow, și-a dat cu capul. Aia e problema, de fapt. Tot așa, cu chiu, cu vai, chinuită, maximală. Wow, genul ăsta de oscilare pe lateral n-am mai văzut până acum. Avem aici o bară care nu duce greutățile astea, de fapt. Bine, sunt și bumper plates-uri de la CrossFit. Să fim... Wow! Mai bine că n-am văzut sfârșitul, că n-arătau bine genunchii aia. Avem aici un sumo tineresc. Din păcate nu-i vedem fața. Îi dă drumul. Numărăm un pic. Hop! Flotare. Flotare cu un braț. Somn. Gândire la nemurirea sufletului. Bună dimineața. Ești la sală. Unde mă aflu? Ce fac cu viața mea? Unde-s mănușile? Mai am amprente? Wow, aici e o tentativă, da. Păi nu o să poată să-l țină, evident că e foarte greu. A avut nevoie de spotter, trei persoane. Da. Da, recunosc că nu am mai văzut până acum amețeala asta și leșinul de la tentativă de ridicare, fără să fie ridicare completă după care se întâmple. Wow. Forma este una discutabilă. O, s-a și bucurat, s-a și încordat, a și țipat. Bum. Deci am împins ganterele cu capul real. Da. Interesant. Sunt curios dacă Superman e invulnerabil. Nu chiar. Nu chiar. Foarte interesantă bara asta. Și spune piedică la nevoie, dacă trebuie. S-a asigurat că are freza făcută, că e tot ok. E ok, băiatul zâmbește. Asta înseamnă să ai experiență cu așa ceva. Bun. Până sus, afară din cadru. Interesant cum s-a dus pe vertical așa. A avut proiecția greutății chiar pe vertical. A expirat puternic acolo. Pe asimetric. Chestiile care în contau de fapt nu le-a făcut. De exemplu, priza simetrică. Wow, dar s-a dus săgeată, s-a dus așa. Sanie. Băiatul din spate imens. Nici nu mai pot să mă uit la ce se întâmplă în față. Cum să fie atât de mare băiatul ăla din spate? Asta nu înțeleg. Bun, l-a prins. Știa, l-a simțit, l-a văzut. Îl masajul scalpului ajută cu regenerarea firelor de păr. Așa se rupe bicepsul, oameni buni. Wow. A ridicat-o, a simțit, a ținut-o și s-a dus. Dar măcar, cred că a fost validată. Părea ca și cum ar fi validată. Wow, ce priză aici. Ce priză, da. Și cu... A, nu e fular. O
Ok. Îl strânge de gât, da. Probabil e cea mai bună metodă de a-l face să-și revină. Nu înțeleg ce avea la gât acolo. Se vede că nu sunt powerlifter de meserie. Probabil făcea parte din costum, habar nu. Că avea și outfit pentru ridicare de la Inzer. Măcar atâta lucru știu. Și a leșinat cameramanul. Da, se poate întâmpla și chestia asta. Da, deci, după cum vedeți, nu este un caz izolat. Se întâmplă destul de des. Deci, ce se întâmplă? În momentul în care ridici greutatea, presiunea arterială crește, iar creierul dă un semnal de supracompensare, adică ea trebuie să scadă, nu poate fi chiar atât de mare, e periculos de mare acea presiune. Și chiar în momentul în care termini de îndreptat greutatea, faptul că tu cedezi voluntar acea presiune în momentul în care ai dat drumul bării, faptul că expiri și faptul că acum călărești neintenționat valul de supracompensare pe care l-a dat creierul, toate astea duc la o tensiune foarte scăzută. Motiv pentru care leșini. Treaba asta se întâmplă pentru că ții acea presiune prea mult timp, îți ții respirația și împingi, practic. Poți păți lucrul ăsta și fără să faci îndreptări. Dacă respiri foarte repede, într-un timp foarte scurt, poți la fel tăia oxigenul către creier și se poate întâmpla ceva de genul. Nu știu dacă ați făcut vreodată, nu știu dacă să vă zic pe video, că e stupid. Noi ne leșinam unii pe alții. Îți luai o gură de aer foarte puternică, dar expirai de câteva ori înainte, exact ce v-am spus mai devreme. Mai multe guri de aer rapide, după care una puternic, o țineai și venea cineva care ori îți oprea circulația către creier, punea degetele aici, bă, să nu faceți niciodată așa ceva. Eu vă zic niște prostii aici, niște... Deci nu, vă zic să nu faceți așa ceva, da? Niciodată. Asta era o variantă și leșinai, am leșinat de atâtea ori. Sau mai era varianta unde îți țineai respirația, trebuia să fii băiat de încredere, să ții respirația. Venea cineva din spate și ca și cum ar fi vrut să-ți troznească oasele care oricum trozneau, te prindea și făcea cu tine de câteva ori așa. Adică îți crea o presiune în plus faptul că te ridica și tu comprimai și mai tare plămâni, în fine. La final leșinai și prin metoda asta. Nu e foarte diferit ce se petrece aici. Numitorul comun este ținutul respirației și presiunea crescută. Orică o apeși tu, orică ridici ceva, tot acolo ajungem. Nu știu dacă știați că se poate întâmpla așa ceva. Eu personal nu mi-aduc aminte să fi văzut vreodată așa ceva live. Leșin live. Nu, n-am văzut. Abia am văzut o dată de două ori căzut de pe bandă. Nu știu dacă am căzut eu vreodată de pe bandă. Doamne, ce memorie am. Bravo. Bine. Bine. Mi-a prăjit veganismul mințile. Na, trebuie să intru să-mi las coment cu veganismul că mi-a prăjit mințile. Oameni buni, asta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că ați găsit instructiv, educativ. Măcar v-a răspuns unor curiozități pe care le-ați fi avut în momentul în care ați văzut thumbnail-ul. Pentru videouri de genul ăsta și mult mai educative de atât, vă sugerez să dați subscribe, like, comment, share, ajutați-mă cu algoritmul YouTube-ului ca să ajung la cât mai multă lume. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe TikTok și pe Instagram. Pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile pe care le folosesc și le recomand de la GymBeam, aveți nu doar link-uri în secțiunea de mai jos, dar și cod de reducere Marius5, transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei transportul la comenzi de sub 150 de lei. Puteți plăti atât ramburs cât și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Vă mai recomand un abonament foarte avantajos. Abonamentul SX, care pentru doar 127 de lei pentru prima lună, vă oferă acces nelimitat. În loc să plătiți 149 de lei, plătiți cu 22 de lei mai puțin, 127, doar dacă folosiți codul meu de reducere Marius25. Acces la 360 de săli sau mai multe din toată țara, se adaugă constant săli și nu știu când voi posta acest vlog. Fie că intrați pe site, link mai jos, fie că intrați pe App Store sau în Play Store și vă downloadați aplicația SX, dați acces GPS-ului și vedeți în zona în care vă aflați sau în zona în care călătoriți dacă există săli partenere. Iar dacă există, luați în calcul acest tip de abonament pentru că nu are sens să plătiți dacă vreți să mergeți la mai multe săli, ședințe de fiecare dată dacă puteți merge cu un singur abonament. Astea fiind spuse, YouTube consideră că din restul de vloguri făcute de mine pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Baftă!